De astăzi, elevii s-au întors la școală, dar tot online. În cazul în care rata de infectare se menține scăzută, aceștia vor putea participa la ore față-înfață din 8 februarie, când începe semestrul al doilea. Ministrul Educației a propus ca pentru recuperarea materiei, elevii să facă ore suplimentare. Astăzi, 11 ianuarie, copiii au revenit la școală, dar tot online. Dacă rata de infectare se menține scăzută, ei ar putea reveni în bănci pe data de 8 februarie. Ministrul Educației a propus ca pentru recuperarea materiei să se facă ore suplimentare. Elevii ar putea reveni în bănci la începutul semestrului al doilea, dacă rata de infectare va fi scăzută. Pentru a putea recupera materia, ministrul educației a propus ca elevii să facă ore suplimentare, inclusiv sâmbăta, dacă va fi nevoie. Sigur că vorbim de acea situație, cum bine spuneți și dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, ce se întâmplă cu materia, da. Materia a fost parcursă chiar și în sistem online, acum sigur că trebuie văzut de către fiecare cadru didactic în ce măsură a reușit să-și adingă toate obiectivele și toate competențele pe care a dorit să le implementeze elevilor pe care are și astfel dacă au fost sau vor fi situații în care se conștientizează faptul că mai trebuie ore de pregătire suplimentare, să zicem așa, pentru parcurgerea în integralitate a materiei conform programelor școlare, se va lua această decizie. Semestrul întâi se va încheia la 29 ianuarie. Urmează o vacanță de o săptămână. În cazul în care rata de infectare scade, elevii vor putea să revină în bănci din 8 februarie. Cât despre profesorii care vor sta peste program, ar putea fi plătiți suplimentar.